pe urmele inedite ale lui Petru Movilă, cu acest cognitiv generic intrigant din punct de vedere științific în data de 25 februarie la agenția Ucrin Form din Kiev s-a desfășurat un important eveniment cu rezonanță internațională, prezentarea volumului trilingv ucraineană, română și engleză, Metropolitul Petru Movilă, pagini puțin cunoscute ale vieții. Detalii are colega noastră Carolina Jitaru. Minuțios pregătit și coordonat de domnul Teofil Rendiuc, recent decorat cu Ordinul Mitropolitul Petru Movilă, ministru extraordinar și plenipotențiar, doctor habilitat în istorie, director al Institutului Bune Vecinătăți, redactor șef al volumului, evenimentul a atras atenția diplomaților în altelor fețe bisericești, a unui număr impresionant de savanți, profesori universitari și jurnaliști, precum și a unui cerc larg de persoane cointeresate în aprofundarea cunoștințelor despre Marele Mitropolit. Volumul Mitropolitul Petru Movilă, pagini puțin cunoscute ale vieții, este destinat cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, studenților, precum și unui cerc larg de cititori. Realmente a fost nu doar o simplă prezentare a volumului menționat, ci o reușită continuare a profundelor dezbateri științifice din cadrul cele de-a treia conferințe internaționale cu genericul Mitropolitul Petru Movilă, pagini puțin cunoscute ale vieții, care a avut loc cu două luni și ceva înainte, în data de 27 noiembrie 2020, fiind dedicată marcării a 425 de ani de la nașterea metropolitului Petru Movilă și 375 de ani de la trecerea sa în lumea celor sfinți. Prezentarea volumului a fost onorată de participarea a doi diplomați de valoare, domnului Nicolae Mânea, adjunct al excelenței sale Ruslan Bolbocean, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, și a domnului Radu Filip, consilier al ambasadei României în Ucraina. Deosebit de importante au fost prezența și alocuțiunile arhimandritului Filaret Voloșin, prorectorul Academiei și seminarului teologic din Kiev a Preacucernicului părinte Dumitru Popescu, paroh al parohiei Moldoromâne Petromovilă din cadrul Lavrei Pecersca din Kiev, a domnului Yuri Niciuc, directorul Centrului Științific și de Învățământ pentru Educarea Patriotică a Tineretului de la Universitatea Internațională de Dezvoltare Umană Ucraina și a altor personalități marcante. La rândul său, Arhimandritul Filaret a enunțat cuvântul de salut al preasfinției sale Silvestru, episcopul de Bilohorodca rectorul Academiei și Seminarului Teologic din Kiev, transmițând Comitetului Organizatoric și un set de cărți teologice ale Academiei, importante în contextul temei în discuție, inclusiv studiul documentar de mare valoare în scrierile Sfântului Petru Movila. În special, Arhimandritul Filaret a dat citire următorului pasaj din cuvântul de salut al preasfinției sale Silvestru. Nu odată pe bună dreptate s-a menționat că la ora actuală creația Sfântului Petru Movilă în mod detaliat este studiată în țările Europei. Însă societății ucrainene, cât de ciudat ar fi, lucrările acestui mare ierarhii sunt puțin cunoscute sau cunoscute doar la suprafață. Organizatorii și participanții celei de-a treia conferințe internaționale, metropolitul Petru Movilă, pagini puțin cunoscute ale vieții, au contribuit în modul cel mai reușit ca noi, locuitorii Ucrainei, să putem cuprinde toată profunzimea creației și semnificația vieții acestei mari personalități. Pe lângă contribuția sa la dezvoltarea culturii la scară națională, Sfântul Petru Movilă a susținut și dezvoltarea științei și religiei în Moldova medievală de atunci. Din partea Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina, domnul Nicolae Mâine a marcat importanța evenimentului, declarând că una din apropiatele conferințe anuale se va desfășura la Chișinău. Domnia sa a citat din cuvântul de salut al excelenței sale Ruslan Bolbocean, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina. El a spus următoarele. Viața marelui lui ierarh Petru Movilă a fost marcată de lupta pentru credință și valorile strămoșești. La bază s-a aflat credința, acel factor puternic care nu l-a făcut să-și piardă încrederea și speranța în continuarea activității reformatoare în calitate de paroh, dascăl, teolog și mitropolit, care în diferite perioade ale vieții, chiar și în vremurile de grea cumpănă, a fost promovată cu multă dragoste și abnegație. El este una din personalitățile notorii care aparțin țărilor noastre, fiind o punte de legătură prin tezaurul spiritual-cultural valoros lăsat posterității. Aflat în fruntea mitropoliei Chievului într-o perioadă în care vieții cultural-spirituale îi se deschideau noi orizonturi, dar și provocări, Petru Movilă s-a dovedit a fi un spirit luminator și temeinic în stradania de reorganizare a vieții religioase. Nemuritor prin activitatea sa, Metropolitul Petru Movila a îmbogățit avuția spirituală a popoarelor noastre. Lucrările lui își păstrează și astăzi, în mare măsură, valoarea spirituală și teologică, iar figura Marelui Metropolit este asociată cu un luminator al Ortodoxiei, care a promovat idealurile veșnice și a pus în slujba lor toată energia și talentul. În fine, prezentarea volumului trilingv. Metropolitul Petru Movilă, pagini puțin cunoscute ale vieții, a devenit un ilustru eveniment științific, cultural din capitala Ucrainei, cu articulată nuanță internațională.